Capitanul Dănciulescu i-a adus trofeul maghiarului Dinamo. A dat singurul gol în Ungaria, 1-0 cu Sopron. Echipa italianului Landi, dar și a românilor Cigan, Homei și Cristian Munteanu. Dinamoviștii au dat și peste prietenul lui Borcea, Marius Vizer, patron la Sopron. Au fost două reprize de pregătire, să zic așa, pe meciuri amicale. Cu echipe destul de bune. Chiar în prima repriză Sopron, echipă destul de bună. Antrenorul este o veche cunoștință noastră, Mr. Landi. Locul lui Gana în atacul lui Dinamo alături de Dănciulescu și Niculescu a fost luat de francezul Mendy, care a debutat la Dinamo cu o mare ocazie. Este un fotbalist tânăr de perspectivă, sigur. Trebuie să crească, nu? Este bine că suntem cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine. Este bine pentru Dinamo. Noi l-am primit foarte bine. Este un jucător tânăr. Va avea timp să demonstreze care e valoarea Dinamo. Victoria cu Sopron și egalul cu Uipești au fost ultimele lupte externe ale dinamoviștilor înaintea războiului din UEFA cu Xanti, care va fi la TV Sport.